Oamenii legi au identificat și au reținut doi bărbați cu vârstele cuprinse între 43 și 53 de ani, locuitori ai Chișinăului, care pe parcursul lunilor ianuarie-februarie au efectuat apeluri la serviciul unic 112 și au anunțat despre prezența unui obiect explozibil în încinta unui cazino din sectorul botanic al capitalei. Apelurile de fiecare dată erau false. Aceștia au sunat de 8 ori la poliție spunând că un cazino din sectorul botanic este minat, iar odată au spus că o bombă ar fi fost pusă într-un restaurant din sectorul Ciocan al Chișinăului. Și fiind audiați, aceștia și-au recunoscut vinovăția și le-au spus forțelor de ordine că, fiind jucător de o perioadă lungă de timp, li s-a pus interdicție de a vizita cazinoul dat în calitate de client și din acest motiv au recurs la acest gest. Din spusele poliției, indivizii au fost judecați anterior pentru omor, furturi și escrocherie. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă închisoare de până la 3 ani.